Un super eveniment se întâmplă zilele acestea și pentru că o gașcă frumoasă este pregătită să ne povestească, eu spun așa. Erdinci, avem Amalia, avem Mara și avem așa, Soleil Tour Remote Stories în Antalya cu un super proiect. Vă rog să-mi spuneți cum a început colaborarea voastră, pentru că de aici plecăm cu povestea ce se întâmplă acum în acest moment în Antalya. Cum v-ați întâlnit, cum ați ajuns să colaborați? În primul rând, eu o să încerc o scurtă poveste. În primul rând, am dorit să continuăm seria de evenimente Remote Stories. Anul trecut s-au întâmplat în România, acum mergem mai departe și am ajuns, datorită și ajutorului Erdinci, în Antalya. Chiar Mara legătura. Ne bucurăm foarte mult să-l avem ca partener pe Erdinci și Soleil Tour, bineînțeles. Cu ajutorul lui am reușit să unim un grup foarte frumos de antreprenori, persoane publice, jurnaliști. Suntem aici să lucrăm și în același timp să testăm și serviciile hotelurilor din Antalya. Și evident, ne cunoaștem de mai mult timp și a fost și acesta un factor pentru a ne uni în acest proiect. Spre bucuria mea, am lucrat extraordinar de foarte mulți ani cu Erdinci. Suntem și amici, în afara faptului că lucrăm profesional. Și bine, și lucrurile acestea contează extrem de mult în momentul în care se creează o relație de business. Vreau să-mi spuneți un lucru, pentru că mi-a plăcut foarte mult termenul ăsta, și să-mi explicați din punctul vostru de vedere, nomazi digitali. Trăim niște vremuri extrem de digitalizate, pentru care unii sunt pregătiți, alții mai puțin pregătiți. Cum privesc oamenii acest serviciu pe care voi îl aduceți în față? Dacă până acum erau destul de reticenți și noi am lansat proiectul cu mult timp înainte de pandemie, și spuneau că este aproape imposibil să se lucreze remote sau hibrid, acum sunt mult mai deschiși și din ce în ce mai multe companii optează pentru sistemul hibrid de lucru, iar pentru angajați cel mai mare beneficiu este faptul că pot lucra, iar în momentul când împline acea balanță între carieră și familie, eu cred că nu mai trebuie să alegem. Pur și simplu, printr-un sistem hibrid, le putem avea pe amândouă. Și angajatorii au început să fie mult mai deschiși, dar și angajații cer angajatorilor să-i lasă să lucreze remote sau hibrid. Iar varianta hibrid va fi varianta câștigătoare și este considerată deja munca viitorului. Cumva voi și ce ne-a plăcut cel mai mult? Cumva voi sunteți înaintea vremurilor și aduceți în față perspectiva și viitorul, sau mai concret prezentul, pentru că dacă acum câțiva ani de zile nu vedeam că putem lucra remote, iată ce normalitate a devenit astăzi. Amalia, tu ai o fetiță, așa că poți să povestești. Da, eu am o fetiță și avantajul destinației Antalya este faptul că majoritatea, greșesc dacă sunt majoritatea sau chiar toate hotelurile. Aproape toate au cluburile acelea pentru copii. Ne putem lăsa copiii în siguranță 100% acolo, noi putem pur și simplu să profităm de timp să ne relaxăm ca adulții sau să lucrăm. Aș dori să vin eu cu o mențiune aici. De exemplu, sunt hoteluri unde au clubul de copii deschis până la 1 noaptea. Și clubul de copii are mai multe facilități. De la locuri de dormit pentru restaurant, în ghilimele restaurant pentru copii, cu măsuțe mici, cu scaune așa mici, cu parcurii, cu furculițe și toaletă pe mărimea copiilor, de la aplicație care puteți descărca în telefon să vedeți în timp util, în timp real, ce face copilul dumneavoastră și puteți să interveniți printr-un mesaj la personalul care este în grupul de copii și se ocupă de ei. Sunt foarte multe facilități, adică de la biberon steril până la mâncărică specială, puteți avea orice facilitate care doriți. Aceste lucruri toate deodată face și destinația Antalya să fie o destinație de top din lume pentru familii cu copii. Vreau să întreb ceva. Ce face Antalya? Vreau să mă tentați să ajung neapărat acolo pe mine și pe cei care ne ascultă. Deci, în primul rând, Antalya este o destinație pentru familii cu copii. Dar nu numai, dar cel mai mult pune accent pe familii cu copii, turcii fiind inventatorul acestui sistem de all-inclusiv, oferă foarte multe facilități și ușurință pentru familii cu copii. Ce oferă, de exemplu?
În mod normal, dacă aveți 2 copii, 3 copii sau un copil și vreți să mergeți undeva să mâncați, poate copilului nu-i place mâncarea respectivă. Trebuie să plătiți din nou sau să mai așteptați să se prepare. Și creează, în ghilimele, un disconfort sau necesită mai mult timp. Aici aveți totul la dispoziție și nu numai la mâncare. Majoritatea hotelurilor au aquaparcuri mari, zone speciale de joacă, terenuri de joacă, în care, efectiv, lăsați copiii în grija altora sau în supravegherea dumneavoastră, să zic așa, și copilul se distrează și tot aceeași moment și părinții au timp de recreere sau de odihnă sau chiar de distracție. Și toate acestea la un loc, evident, și la un preț, raport calitate-preț foarte fair, în comparație cu alte destinații, și la o asemenea distanță, de undeva la 2 ore cu zbor, toate acestea la un loc face ca Antalya să fie o destinație de top și o destinație unică în acest sens. Mi se pare interesant să mai întreb lucrul ăsta. Dacă noi venim în Antalya, turcii unde merg? Ce destinații aleg? Întotdeauna am fost foarte curioasă. Sincer să spun, fiecare țară are o cultură de turism și o cultură de călătorii. Turcii au început să călătorească, vorbesc în masă, nu vorbesc în cazuri excepționale. Corect. În masă, cultura aceasta de călătorii, turcii se obișnuiesc în ultimii 10 ani. Și de obicei, turcii merg mai mult pe circuite sau pentru experiență culturală. Pentru că, în ghilimele, noi considerăm, virgulă culinar sau ca și servicii, nu prea avem unde să ducem mai sus. Și atunci, mai ales că suntem și comuni cu mâncarea noastră, după cum știți, bucătăria turcească este una foarte diversificată și practic este un amalgam de rezultat unor amalgam de culturi, nu prea avem unde să mergem. Și atunci alegem destinații unde putem experimenta experiență culturală mai mult. Dar evident, și pentru vacanță și pentru odihnă, sunt turci care preferă Grecia, preferă Italia, preferă Franța. Conceptul mi se pare foarte tare și chiar vreau să încheiem cu nota aceasta. Dacă oamenii erau sceptici și spuneau că digitalizarea ne va robotiza, ne va îndepărta poate de cei dragi, voi veniți și subliniați faptul că, din contră, în cazul acesta, Remote Stories, Soleil Tour, vrea să unească familia mai mult ca oricând. Într-adevăr, și este foarte important. Aș mai vrea o completare vis-a-vis de destinația Antalya. Am descoperit acum că este o destinație ideală pentru sportivi și pentru aventurieri. Am descoperit piste de atletism în cadrul hotelurilor, am descoperit săli fantastice de fitness, chiar aici este o sală uriașă. În afară de asta, ideal pentru mine a fost faptul că putem să mergem să ne relaxăm la spa. Raftingul, iarăși, pentru aventurieri, pentru cei cărora le place adrenalina, poate fi o opțiune foarte bună pentru ei și cred că Iertici ne mai poate spune câteva da. Experiențe. În primul rând, în Turcia, generalmente, dar în special în Antalya, nu există doar turism de odihnă. În Antalya și în general în Turcia, în orașele mari, unde sunt renumite cu turismul, turismul există 12 luni. Ce înseamnă asta? De exemplu, aici în Antalya se face turism de sănătate, oamenii vin la tratament sau pentru operații estetice, doctorii, medicii turci sunt foarte renumiți, vin sportivi în cantonament de fotbal, de basket, se fac cantonamente de tenis aici. Avem, de exemplu, un hotel care are 34 de corturi de tenis, unde ultima oară s-a organizat campionatul mondial de tenis pentru persoanele cu dizabilități, de exemplu. Mai avem tratament cu delfin pentru copii cu autism. Avem turism de golf din întreaga lume. Vin jucătorii de golf să joace golf aici. Avem condiții la nivel global. Ce înseamnă asta? Sunt mai multe piciuri, mai multe terenuri cu mai multe găuri, să zic așa. Avem terenuri luminate noaptea, de exemplu. În afară de asta, mai avem și turism de convenții. Convenții, ce înseamnă asta? Poate mă exprim greșit că eu sunt turc, dar
pentru seminarii, pentru convenții, vin multinaționale sau instituții de stat din întreaga lume sau chiar vin să-și facă nunțile aici. Și când luăm toate aceste lucruri deodată, turismul există 12 luni și fiecare are o perioadă specifică. Dar nu numai asta, în Antalya aveți foarte multe lucruri de făcut. Adică doar dacă vreți să stați în hotel, să vă odihniți, să vă relaxați, să vă simțiți bine, aveți opțiunea asta. În momentul în care ați ieșit de la hotel, aveți foarte multe excursii opționale, culturale sau de distracție, așa cum a spus și Amalia. Avem scuba diving, avem rafting, avem canoe, avem climbing, mai multe sporturi extreme. Avem iahturi private, de exemplu, nu vindem doar hoteluri. Acum noi, ca și Soleil Tour, tendința călătorului este din ce în ce mai mult să fie cazat cât mai individual. Adică bungalow-uri, viluțe, nu spun că este la nivel macro, dar procentul crește din ce în ce mai mult după perioada post-pandemie. Și avem și iahturi, de exemplu, în care le închiriem o săptămână și aveți aceeași condiții ca la hotel. Adică aveți 3 mese, aperitive, gustăreci, fructe, diverse gustări între aceste mese. Aveți capitan, ospătar, staff, securitate, avem diverse dimensiuni de iahturi și încercăm să oferim, în primul rând ne adaptăm ca și firmă la condiții de pandemie și post-pandemie și încercăm să ne ocupăm cât mai individual de partenerii noștri și de turiștii noștri conform cerințelor sau solicitărilor lor. Vreau să te întreb așa și zâmbeam pentru că vreau să fii sincer. Ce are România, 3 lucruri pe care România le are din punct de vedere turistic de învățat de la turci? Pot să le zic și eu, dar te rog să mi le spui tu. Asta pentru că știu că îți place România și că vei spune din suflet niște. Trăiesc în România, am ales să trăiesc în România. Aia zic, deci, ales înseamnă că îmi place, da. În primul rând, România are foarte multe de oferit. Este o țară cu potențial de turism imens. În primul rând, are oferi natură. În al doilea rând, ecoturism. Ar trebui să, din punctul meu de vedere, România ar trebui să se focuseze foarte mult pe ecoturism, pentru că are toată infrastructura, să zic așa, pentru a realiza ecoturism. Cum îi zice, turism de munte în mod special. Din păcate sezonul la mare este un pic mai mic și atunci ar trebui să se focuseze pe ce are în plus față de alte destinații. Îi ajută pe România și de poziționare geografică. Vă mulțumesc din suflet, vă doresc să aveți succes acolo, să vă iasă așa cum v-ați propus. Să trimiteți gânduri bune și celor de acasă, mai puțin norocoși că n-au ajuns încă la voi, dar cu siguranță vara e lungă și vom avea timp să ajungem. Succes!